Fetele s-au îmbrăcat pentru petrecerea din această seară. Am văzut că Maria a ales o rochiță scurtă, mulată, neagră, cu spatele gol și a pus în picioare o pereche de cizme lungi cu platformă. Chiar o auzeam pe Antonia spunându-i că îi stă bine cu acele cizme pentru că o subțiază, o face mai înaltă și pare piciorul mai subțire. Iuliana a ales o rochiță albastră, scurtă, mulată și în picioare și-a pus sandăluțe. Cristina a rămas cu acei pantaloni scurți de blugi, topul negru și botine negre. Am văzut-o pe Delia că a ales o rochiță neagră, lungă și este cu spatele gol, are o crăpătură mai adâncă pe picior. Spunea că și-a ales ceva să se schimbe mai târziu. Pe Iuliana am văzut -o că a ajutat-o la păr pe Cristina, apoi a ajutat-o și pe Delia puțin, i-a făcut câteva bucle, s-au ajutat fetele între ele ca de obicei. Laura are o fustiță neagră și un top negru și a pus botine în picioare, iar Antonia a ales o pereche de colanzi negri cu o bustieră sau este o salopetă ceva cu spatele gol, neagră și cu spatele gol. Eliza a ales o rochiță lungă, leopard, cu spatele gol și crăpată tot la fel, așa mai adânc pe un picior. Seamănă cu rochița Adeliei, numai că sunt nuanțele diferite.